Circuit de limitare. Circuitul de limitare este circuitul care furnizează la ieșire o mărime, tensiune sau curent, proporțională cu mărimea de intrare, numai atunci când aceasta se află cuprinsă între anumite limite, numite praguri de limitare. Cu alte cuvinte, transmite la ieșire numai o parte din semnalul de la intrare. Limitarea se poate aplica semnalelor de orice formă. În cele mai multe cazuri se aplică semnalelor sinusoidale pentru formarea semnalelor trapezoidale și dreptunghiulare. Limitarea oscilațiilor sinusoidale se poate face cu un prag superior sau cu unul inferior, sau cu două praguri, inferior și superior. Pentru realizarea circuitelor de limitare se utilizează elemente neliniare de circuit, diode sau tranzistoare. Cel mai simplu circuit de limitare este cel cu diodă și rezistență. Diodele polarizate invers realizează limitarea, adică tăierea vârfului semnalului, în momentul în care trec din stare blocată în stare de conducție, atunci când valoarea semnalului atinge valoarea de prag a limitatorului, tensiunea sursei de curent continuu, E1 respectiv E2. Dacă valoarea de prag este mai mare decât amplitudinea semnalului, atunci acesta trece total fără a fi limitat. Dacă valoarea de prag E1, E2 sunt mai mari decât valoarea maximă a tensiunii sinusoidale, atunci semnalul sinusoidal trece fără a fi limitat. După modul de montare a diodelor, limitatoarele pot fi serie și derivație. În figura A este prezentat un circuit de limitare pentru ambele praguri, este de tip derivație. În figura B este prezentat forma semnalului, cu linie îngroșată, forma semnalului limitat. Circuit de limitare cu rezistență și diode este de tip derivație, sursa de alimentare 12V, frecvența 50 de Hz, în serie cu diodele două surse de curent continuu 6V, osciloscopul are baza de timp fixată pe 20 de milisecunde, care corespunde la o frecvență de 50 de Hz. Pe canalul 1 al osciloscopului va fi vizualizată variația tensiunii sinusoidale, tensiunea de intrare, semnalul care urmează să fie tăiat. La ieșire, pe rezistența de sarcină, R2, se leagă canalul 2, am să desfac legătura la canalul 1, semnalul este tăiat, semnalul sinusoidal este limitat între minus 6 și 6V. Am să leg și canalul 1, sunt vizualizate ambele semnale, cel sinusoidal și cel limitat. Am să iau valori diferite pentru canal, pentru dioda 2, 2V. Se vede că pragul inferior este la minus 2V, pragul superior la 6V. Am să modific și aici 2V. Am introdus în circuitul rezistenței de sarcină dioda D3. Această diodă va lăsa să treacă numai alternanța pozitivă. Am obținut o succesiune de semnale trapezoidale. Am întors dioda, catodul spre sursă. Este lăsată să treacă alternanța negativă. Am să modific
tensiunile delimitare. Am modificat valoarea tensiunii delimitare, astfel încât să fie mai mare decât valoarea semnalului. Să vedem numai semnalul la ieșire. El trece fără să fie limitat. Deci semnalul la ieșire are o variație sinusoidală. Pentru alternanța negativă, pragul de limitare 6 volți. Pentru alternanța pozitivă, pragul de limitare 15 volți, mai mare decât tensiunea sursei. Pentru alternanța negativă, pragul limitare 6 volți. Acesta este semnalul care rezultă la ieșire. Un volt. Deci amplitudinea semnalului de ieșire depinde de valoarea de prag.